Legat de prezența dumneavoastră de azi dimineață la CSM, unul dintre judecătorii de acolo v-au cerut în mod expres să încercați să nu mai introduceți dumneavoastră ca reprezentant al clasei politice, ca garant al Constituției, deci să nu mai introduceți justiția în campaniile electorale. Cum veți reuși să faceți acest lucru dacă este printre obiectivele dumneavoastră? Da, într-adevăr, am avut o astfel de discuție și eu sunt foarte hotărât să merg mai departe cu consolidarea independenței justiției, sigur, cât privește activitatea de președinte, dar există aici o legătură puternică și sunt foarte hotărât să contribui la normalizarea vieții politice. Normalizarea vieții politice în România înseamnă și asta, justiția să fie lăsată să-și facă treaba, dar să și o facă foarte bine, și atunci putem să ajungem în foarte scurt timp, dacă și PSD-ul abandonează aceste abordări total nepotrivite cu democrația, putem să ajungem foarte repede la situația în care justiția se înfăptuiește, nu se povestește.